Ați fost jurnalist, sunteți și acum. Iată, exact. Locuiți, ca să spun așa, în Banca Națională aproape, ca purtător de cuvânt, ca șef al Direcției Comunicare. Știți valoarea banului cu adevărat? Nu. Nimeni nu știe valoarea banului cu adevărat. Nici dumneavoastră, practic, pentru că v-au trecut atâția bani prin minte. Nu contează. Banul poate să valoreze ceva la ora 8 dimineața și să valoreze altceva la ora 10 în seara. Cu mult altceva. Sau de pe zi pe alta, sau de pe lună pe alta. Banul este o marfă de piață. Și piața este dinamică. Schimbă valoarea lucrurilor. Valoarea mărfurilor. Da. Așa că cine știe valoarea banului? Avem așa o percepție aproximativă asupra valorii leului, la noi, valorii euro, în zona aceea unde vrem noi să ajungem, mai la vest de Europa, valoarea dolarului, dar toate valorile astea sunt fluctuante. Nu vă sperie? Ca om, vreau să spun, nu ca purtător de cuvânt, ca jurnalist, nu vă sperie că n-aveți... M-am obișnuit să gândesc că valoarea banului este fluctuantă și că fluctuația, dinamica ei, o determină piața.